Alo? 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 Alo, cine e? Nu-i nimeni, draga mea. Nimeni. Auzim de la o vreme că Bucureștii ar trebui să se puie pe terenul realităților, inspirându-se din ideile epocii. Alminteri, istoria ar urma să cadă cu toată greutatea ei asupra României. Contele Ciachi, ministrul de externe al domnului Horthy, pretinde că în felul acesta relațiile cu noi ar urma să se dezinfecteze. Să vorbim fățiși, lăsând la o parte politica struțului cu capul în nisip. Iată ce răspunde un istoric la această triplă somație. Realitățile, în ceea ce privește Transilvania, sunt imensa majoritate românească în ținuturile de peste munți, pe care le stăpânește România, plătindu-le cu 800 de mii de morminte. Ideile epocii, la oamenii cu minți, sunt dreptul de a trăi al fiecărui popor pe pământul pe care îl muncește de veacuri. Iar cum și cât de greu cade istoria asupra țărilor, o arată întreg procesul de lichidare iremediabilă al Ungariei supranaționale, care a devenit un stat național cu care, ca și cu ungurii de la noi, dorim a trăi în relații de perfectă omenie, oricât s-ar juca cu vorbele oameni care își uită responsabilitatea. Ceea ce înspăimântă astăzi lumea, mai mult decât cea mai perfecționată armă de distrugere, e marea corupere a ideilor, a celor mai vechi, mai scumpe și mai sfinte idei ale omenirii. Generații întregi s-au jertfit pentru ideea națională, a cărei formulă a rămas aceeași de veacuri: a dezrobi pentru a educa și înălța. Străvechile și bunele principii ale umanității însă au fost corupte de indivizi lipsiți de spirit și de frâu moral,
care încearcă să amăgească milioane de oameni, aruncându-le în față praf de ideologii. Camarad Boieru, două în opt, două în nouă, una în zece. Camarad Tucan, una în opt, trei în nouă, una în zece. Camarad Dacu, una în opt, una în nouă, două în zece, una afară. Camarad Vioreanu, una în opt, una în nouă, trei în zece, foarte bine. Camarad Iacobuță, două în șapte, una în nouă, două afară. Îți cam tremură mâna, camarade Ștefan. Să văd eu cui ar mai tremura mâna, dacă în locul țintei ar fi cine trebuie. Iată că un gânditor german din categoria unei economii politice care de mult a deviat ne face lecții despre cerințele geopoliticei. Această teorie insultătoare, asemeni chestiunii raselor, face o periculoasă carieră prin politică și război. Nimeni nu poate să conteste dreptul unei nații de a-și avea statul său propriu, pe care să-l stăpânească liberă și independentă, dezvoltându-se în interiorul hotarelor sale firești. Cu toate acestea, a fost din nou dată la iveală de către cei ce vor să motiveze marșul armatelor lor de acaparare a cât mai multe teritorii ce niciodată nu le-au aparținut, teoria geopoliticii, din care a ieșit la suprafață dogma hegemonică a spațiului vital. Sacra formulă e simplă. Ești un popor mai mititel, de agricultură inferioară, te închini unui stat mare care fabrică mașini, dar căruia ce să-i faci? Îi e foame. Și cum nu-și poate astâmpăra foamea la el acasă, din acel moment faci parte din spațiul lui vital, de unde nu mai ai voie să ieși. Orice convenție de vânzare a produselor tale agricole, ca și înființarea de noi industrii, îți vor fi cu desăvârșire interzise. Vei primi totodată controlul strict al producției. Pe asta, domnule profesor, e curată anexare politică. Exact. A se închina cineva acestei doctrine înseamnă a legitima orice acțiune de silă care s-ar dezlănțui și asupra noastră. Asemenea teorii n-au fost și nu pot fi lăudate în această țară, ale cărei tradiții și interese sunt cu toate contra lor. Și nu vom arde niciodată tămâie înaintea celor care îndrăznesc să propovăduiască ori să reprezinte aceste teorii. Un moment, domnule profesor! O remarcă. Dumneavoastră omiteți un lucru esențial. De ce nu pomeniți aici nimic despre geopolitica lui Haushofer, care, după cum știm, a radicalizat ideile lui Friedrich Ratzel, afirmând cât se poate de clar: spațiul nu este numai vehiculul puterii, este puterea însăși. Domnule student... Vioreanu. Da, Mihai Vioreanu. Anul 3, grupa 2. Lăsând la o parte insolența intervenției dumneavoastră,
Am să vă reamintesc un lucru pe care l-am dezbătut împreună nu odată, atât la cursuri cât și la seminarii. E o iluzie că cineva ar putea învia vechiul imperialism, în oricare din formele avute pe vremuri. Cu atât mai puțin va dura el în noua sa haină de imperialism al unei nații superioare, cu cât adepții săi, discipoli fanatici ai unui Haushofer, Ratzel sau Mackinder, străbat azi Europa în pas de gâscă, călcând sub cizme și sub șenilele zornăitoare ale tancurilor, nații și teritorii. Pentru Germania, spațiul vital reprezintă azi mai mult decât o doctrină. Lebensraum a devenit un cuvânt liant, în numele căruia un popor de rasă superioară, învins și umilit în ultimul război, s-a avântat acum din nou la viață. La viață prin moarte, domnule student. Colegul nostru a uitat, domnule profesor, că acest radicalist al spațiilor vitale, Karl Haushofer, a fost general de brigadă în războiul din 1914. Iar ca istoric, nu a făcut altceva decât apologia politicii de agresiune și anexiunilor teritoriale, amestecând în chip destul de dubios geografia cu misticismul rasial. Noi am înțeles și am aderat fără rezerve la acest mod inedit de înțelegere și interpretare a istoriei. V-aș atrage atenția, domnilor, că prin noi vă angajați exclusiv pe voi, nici de cum națiunea română. Te pomenești cu angajezi dumneata. Oi fi dumneata apostolul neamului. Să vă fie rușine. Ieșiți afară. Te-am rugat de 1000 de ori, Delia, să nu te mai amesteci. Te-am rugat. Tu nu înțelegi că te joci cu focul? Ce te-a apucat să te dai în spectacol într-o discuție publică? Fă-mă să înțeleg. Tu nu-ți dai seama că am compromis prestigiul? Nu-ți dai seama? M-ai pus într-o situație cât se poate de... Față de ce, Mihai? Față de niște derbedei? Delia. Certați cu cele mai elementare norme de bună creștere și de respect? Te rog să ai grijă cum vorbești. Sunt legionari, sunt camarazi. Sunt huligani. Delia. A căror unică plăcere a fost să-și bată joc de un amfiteatru întreg. Nu înțeleg. De când ai făcut tu purtătorul lor de cuvânt? Nu-i treaba ta. Cum de nu ți-a fost rușine să-l întrerupe profesorul Iorga cu tot felul de prostii în fața a sute de oameni? Până una alta văd că ai început să faci front comun cu unul ca Trandafirescu și cu alții de teapa lui, ale căror vederi comuniste sunt cunoscute de toată facultatea. Mihai, nu fi prost. Iartă-mă. Știi ce spunea odată profesorul Iorga? Că prost nu e acela care înțelege greșit unele lucruri, ci e acela care le înțelege pe toate pe dos. Eu n-am făcut front comun cu nimeni, decât cu bunul meu simț. Oricărui om de bună credință nu-i trebuie mai mult ca să înțeleagă cât de aberante sunt teoriile cu care domnul Hitler își motivează incendierea Europei și exaltă sufletele a milioane de tineri, cărora le-a pus la piept svastica în locul matricolei școlare. Despre asta vorbea profesorul. Sper că n-ai să-mi cer să fac front comun cu camarazii tăi. Poți să faci front comun cu cine vrei. Însă nu uita un singur lucru.
Răzbunarea legionară nu va cruța pe nimeni. Pedeapsa legionară este o religie, un ideal sfânt. Trebuie făcută ordine, o nouă ordine. Deci mă ameninți, Mihai. Asta la întâia, domnule Panait. O clipă, te rog. Cel mai ușor lucru azi e să distrugi un stat. Scrie, te rog. O întreagă generație europeană, intelectuali și inculți, buni și răi, se prăbușesc împreună, arzând în flăcările nimicitoare ale celor mai perfecționate mașinării ucigașe. Ființe infernale, apocaliptice, jubilează, în timp ce sub norii negre războiului cad pe rând stat după stat și sunt înrobite popoare. Domnule profesor! Munca a mii și mii de lucrători e scufundată în adâncuri. Orașe întregi sunt făcute scrum. Pentru moment, biruitor va fi cel care va ocupa mai mult teren, care va distruge mai multe opere de civilizație și care va ucide mai mulți oameni. Domnule profesor! Și, după victoria totalitară, totală și universală, ce? Nemții au ocupat Parisul. Nu-i cu putință. Parisul a fost declarat oraș deschis. Cine nu va sta deoparte, va fi dat deoparte. Fără milă! Legiunea este unicul partid în acest moment care și-a propus să rupă istoria în două, croindu-și singură drumul spre guvernare, cu sabia în mână. Elanul său spiritual, dus până la sacrificiu de sine, va aprinde în cele din urmă flacăra unei răzbunări teribile, mai ales în conștiința tinerilor. Nimeni din cei ce au tăgăduit idealul sau cei ce au stat în calea biruinței legionare nu va rămâne nepedepsit. Vă mințiți singur, Mihai. Conștiința asta de care vorbești nu-i chiar așa un obiect de plastilină, să o modeleze cine cum vrea și să o coloreze după forma și culoarea momentului. Nu vorbești chiar cu ignorantă. Cunosc și eu teoriile metafizice și teologice asupra destinului românesc, vânturate de domnul Nae Ionescu, mentorul și demiurgul capitanului, dacă nu mă înșel. Am citit și cărțulile acelea pentru legionari și pentru șefii de cuib, sau cam așa ceva. Tu mi le-ai dat. Ți le-am dat degeaba. N-ai înțeles nimic. Crezi ce vrei. Ceea ce nu înțeleg eu este de unde și până unde considerați voi că idealul vostru este unicul valabil și posibil, în numele căruia angajați viitorul unei națiuni întregi. Eu nu cred că cineva poate să convingă o națiune de bunele sale intenții cu sabia în mână. Delia. Mimând eroismul mistic al arhanghelului Mihail. Uite ce e, Delia. Sunt câteva lucruri pe care deocamdată nu pot să ți le explic. Nu pot. N-am voie. Hai să le înțelegi poate într-o zi. Păstrează-ți părerile pentru tine. Știi foarte bine că profesorul Iorga este unul dintre cei mai de temut dușmani ai legiunii. Uite, nu-ți cer să fii întru totul de acord cu mine. Dar îți repet. Dacă nu te astâmperi, îmi joci viața. Ia pozele astea și usucă-le. O să le duci domnului profesor Iorga. La tipografie. La neamul românesc. Dă-i bătaie, dă-i bătaie, trebuie să ajungă urgent. Până nu intră ziarul la tipar.
Așadar, domnule Urdăreanu, virtuosul domn Horia Sima, abia întors de o lună din Germania, îl fericește pe majestatea sa a doua oară cu prezența. Radio Stuttgart și-a pierdut crainicul de limbă română, în schimb ne procopsirăm noi cu un nou demnitar. Întocmai, domnule profesor, majestatea sa i-a deschis practic drumul spre guvern. De câteva ceasuri, noul subsecretar de stat de la Educația Națională este același cu conducătorul mișcării legionare. Calul troian al camarazilor germani e încetat. Nu mai înțeleg nimic. Calului ăsta troianii s-au văzut cam de mult urechile de măgar. Să fim cu băgare de seamă, domnule profesor. Să fim cu băgare de seamă. Legionarii ăștia sunt răzbunători. Să ne închipuim prin absurd că ar putea veni la putere. Vă dați seama? Asta și visează dumnealor. Să pună mâna pe putere cu ajutor străin. S-au mai văzut cazuri în istorie. Se străduiesc din răzputeri să amețească lumea cu gloria străbună și cu o țară ca soarele sfânt de pe cer, dar lucrează în umbră, pentru interese potrivnice nației. Îi cunosc foarte bine. Aveți grijă, domnule profesor. I-ați înfruntat în nenumărate rânduri și ați rămas pentru ei un adversar dintre cei mai de temut. Aveți grijă. La mine, domnule Urdăreanu, plouă de mult cu scrisori de amenințare. Ailu Codreanu mă lucrează între ei de ani de zile. Mi-au pregătit și vreo două sentințe cu moartea până acum. Domnule profesor, să nu uităm că de la Homer încoace, răzbunarea este mai dulce decât mierea zeilor. Te-am poftit, domnule Iorga, sub presiunea momentului grav, crucial chiar pe care îl trăim. Am dorit să ne slujim de larga audiență pe care dumneata o ai în țară și pe care o invidiază până și un cap încoronat. Se cuvine să mai potolim spiritele. Majestate, orice influență de-a mea asfințește atunci când ajung să fiu coleg prin voința măriei tale cu un nelegiuit. Ar însemna să mă trădesc pe mine însumi. Nu-ți cer, domnule Iorga, să te dezici de tot ce ai crezut și ai combătut și înscris și ca orator de neegalat o întreagă viață de om. Vreau să încerc totuși o reconciliere cu garda de fier pe care am început-o încă de la sfârșitul lui mai, acceptând audiența lui Sima. Trebuie să înlătur animozitatea asta dintre palacii legionari ca să scap de veșnica amenințare a Germaniei. Vreau să mă folosesc de ei ca de niște anticorpi cu care să blochez acțiunea microbilor. Anticorpii au în organism un rol pozitiv, majestate, pe când garda de fier a avut întotdeauna un rol negativ în organismul social, împingând la anarhie, la asasinat politic, la lovitură de stat chiar. Da. Aversiunea dumitale față de gardă ne este foarte bine cunoscută, domnule Iorga. Cred totuși că îți putem cere, chiar pretinde, să sprijin tentativa noastră, poate disperată ca soluție, de a răsturna alianțele tradiționale, unică însă pentru noi în acest moment. Alianțele partidelor tradiționale s-au răsturnat aproape de la sine, majestate. Nu cred că printr-o reconciliere cu legionarii, oamenii ai crimei și ai destabilizării ordinii publice a statului, măria voastră o să poată determina o schimbare de direcție dorită. Abia ni s-au zvântat semnăturile așternute cu deasila pe Ölva în pact. Germania ar vrea pe temir ce petrolul, grânele, cheresteaua, iar noi acum să încheiem un nou pact? Cu legionarii? Cu diavolul adică. Da. Recunosc că și accept fără bucurie, domnule profesor, că dumneata ești nicovala pe care multe argumente se tocesc. Eu nu pot avea nimic comun cu legionarii, care de când au apărut nu lucrează decât prin crimă și teroare, croindu-și drumul spre putere la adăpostul unui steag străin, pătat de sânge.
De aceea și ura și prețuirea lor îmi sunt indiferente. Poate că ți-e frică, domnule Iorga. Majestate, mie mi-e frică să-mi fie frică. Iar mie mi-e frică să n-am curaj. Am decis totuși un modus vivendi cu garda. Știu ce o să spui cu toți cei care mi-au plănuit chiar și mie moartea din ordin străin. Dar istoria se scrie pe buchea spadei, fie și când o vări în teacă. Și pe urmă, cine nu poate să aibă vulturi, trebuie să se mulțumească și cu vrabii. În niciun caz, majestate. Istoria nu se scrie numai cu sânge sau numai cu spada, și încă în teacă. Ar fi prea simplu. Iar istoria ne învață că vinovăția mai mare e aceluia care n-a împiedicat decât acelui ce a făptuit. Așa e istoria, majestate. Fiecare rămâne prizonierul propriului destin. Ediție specială! Abdicarea regelui Carol! Evenimentul zilei! Thank you.
Bună ziua, Neatomiță. Ce vești? Mai nimic, domnișoara Alina. Înainte, domn profesor, primea ziare și scrisori din toate țările. Acum s-a cam răi cam din senin. Poftiți. Asta-i tot? Îmi pare rău. Tot. Ia uitați-vă. E fără expeditor. Parcă ar fi de la nimeni. Mi se pare că, domn profesor, a mai primit una de asta și săptămâna trecută. A cât ai oare în ultimul timp? Domnule Iorga, în drumul său și mai departe spre Sfântul Țel Legionar, garda de fier nu se împiedică de nicio persoană, de nimeni și de nimic. Noi am socotit întotdeauna că acțiunile dumneavoastră împotriva legiunii sunt contra țării. Pentru toate cele ce ați făcut, scris și vorbit împotriva noastră, vă considerăm un trădător. Vă sfătuim să vă stâmpărați și oriunde vă aflați să vă puneți cenușe în cap. În caz contrar, echipa morții numărul... Cred că ar trebui să-l anunțăm pe general. Sau măcar să le răspundem într-un fel. Nu datorez nicio explicație unor oameni tulburați, exaltați sau vrăjiți, a căror logică e la nivelul ortografiei. A venit biruința gărzii de fier în România. A venit biruința agenților imperialiști împotriva poporului român. Regimul dictaturii militaro-gardiste, regim adus cu ordin de la Berlin, pune poporul român sub jugul lui Hitler. Exploatarea muncitorilor și țăranilor devine tot mai sălbatică. Salariile nu s-au mărit deloc în raport cu scumpetea mereu crescândă. Lipsa alimentelor e din ce în ce mai simțită din cauza exportului tuturor produselor în Germania hitleristă. Pământ nu s-a dat și nici nu se va da țăranilor. După nenumărate dezmințiri mincinoase, dictatura militaro-gardistă recunoaște astăzi obraznic și provocator prezența trupelor germane și ofițerilor hitleriști în România. Iată în ce constă libertatea națională, făgăduită de naționaliștii gărzii de fier. Nu s-ar spune, domnule colonel, că francezii nu au și unele lucruri bune. În privința coniacului, a parfumurilor și a brânzeturilor, puțin se încumetă să-i concureze. Apropo, ați fost vreodată în Franța? Da, în tinerețe. Student la Politehnică. Am plecat însă de la Paris cu un gust destul de amar. Este ciudat cum într-un oraș atât de frumos, oamenii au atât de puțin respect pentru ordine. Ca și cum toate splendorile adunate acolo ar fi ieșit din haos, nu din rigoare și spirit sistematic. Să sperăm că acum francezii vor ajunge la o înțelegere concretă a acestor precepte de civilizație. Cu siguranță că Führerul va imprima energic și Franței spiritul noi ordin cu care s-a avântat să zguduie din temelii întreaga Europa. Din păcate, domnule Sima, constatăm cu îngrijorare că acest spirit nu este primit deloc cu căldură aici, în România. Berlinul este destul de neliniștit, mai ales de faptul că populația manifestă o atitudine antigermană, deseori fățișă. Apar tot felul de fițuici calomnioase, defăimătoare, mai ales în centrele muncitorești. Iar sabotajele au început să se țină lanț. În ceea ce ne privește pe noi, legiunea, vă asigur, domnule colonel, că facem tot ce ne stă în puteri ca să orientăm țara pe un drum comun. Pe vremuri se spunea că dacă Parisul are guturai, Bucureștiul strănută. Azi, dacă Bucureștiul are migrenă, nici Berlinul nu poate dormi. Poliția noastră legionară a primit împuterniciri nelimitate.
față de orice manifestări ostile Reichului. Când vom avea însă toată puterea în mâinile noastre, îți putea asigura Berlinul că în privința României va avea un somn liniștit. Puteți grăbi acest moment. Știm că aveți adversari destul de mulți, unii încă puternici. O bună parte am reușit să-i adunăm, la Jilava. Nu stăm nici noi chiar cu mâinile în sân, domnule colonel. Răbdarea noastră are o limită. Cunoașteți poezia Confesiune de Heine? Heine. A fost un poet nefericit. Destul de interesant. Păcat că a fost evreu. E bine, domnule colonel, vă rog să transmiteți Berlinului că noi aici vom fi mai mult decât apa mării din poezia acestui nefericit poet. Noi vom șterge nu numai scrisul de pe nisipul plajei, ci și gândul care l-a dictat. Vom adopta cât de curând o soluție finală, cum ar spune Führerul. Soluția finală? Soluția totală, domnule Sima, dacă vreți să-l cităm corect pe Führer. A fost singura soluție prin care a reușit să rezolve admirabil, la momentul oportun, cazul Röhm. Și nu numai acesta. Bună dimineața, neatomiță. Bună dimineața. Ce vești bune ne aduci? Bune? Ziare, domnișoara Alina. Ziarele. Comentând pe larg vizita domnului general Antonescu la Berlin, presa germană mai subliniază între altele. Vizita conducătorului român a avut și un aspect politic și unul spiritual. Încadrarea României în sistemul Axei este un mare succes al Germaniei și al Italiei. Legăturile între Germania naționalistă și România legionară nu vor fi rupte niciodată. Aici Radio România. Doamnelor și domnilor, transmitem în continuare coruri din opere de Wagner. Mihai, închide radioul! Am de învățat. Asculți de azi dimineață numai coruri și același buletin de știri. Vorba lui Tănase Catingu. Țițeiul l-am vândut, l-am vândut. Grâul l-am vândut, l-am vândut. Uite că cu dumnealor vândură Axei țara toată. Și? Și cu asta ce-am făcut? Bine spunea cine spunea că Jupiter le ia mai întâi mințile celor pe care vrea să-i piardă.
Camarad Caranica! Camarad Belimace! Camarad Sterie Ciumete! Camarad Bozântan! Camarad State! Camarad Moța! Camarad Marin! Camarad Codreanu! Atenție! Camarazi, prin strălucita izbândă de la 6 septembrie, mișcarea legionară a făcut un pas hotărât pe drumul capitanului. Niciodată n-a fost mai puternică legiunea, nici când n-a pășit mai avântată în marșul ei nestăvilit spre biruința deplină, spre împlinirea idealului ei suprem, la care a visat murind capitanul. Azi, sufletul nostru cere răzbunare. Orice îngăduință, orice slăbiciune, orice șovăire față de cei ce lucrează și uneltesc încă împotriva sfintei noastre cauze, înseamnă trădarea mișcării. Pe noi, logotna cu moartea nu ne înspăimântă, căci cantitatea de jertfă a fiecărui legionar determină victoria deplină a mișcării. Cei morți ne privesc și ne judecă. Nicadorii, decemvirii, jertfa lor de sânge cere jertfă. Capitanul a spus, mișcarea legionară e o școală a luptei necontenite împotriva celor ce încearcă, fără odihnă, să-i compromită existența. Și în care dacă va intra un om, de cealaltă parte, trebuie să iasă un erou legionar. Camarazi, nu mai putem aștepta să ne facă dreptate o justiție sleită, oarbă, înnecată în formalismul paragrafelor. Așa nu mai merge! Trebuie făcută curățenie. Rană lângă rană, durere lângă durere, chin lângă chin, mormânt lângă mormânt. Așa am biruit până acum. Așa vom învinge. Resortul răbdării noastre va plezni într-o zi, a spus capitanul. Să pleznească, spunem noi! A venit ziua! Am ordonat întocmirea unor liste cu toți cei ce s-au făcut vinovați de uneltire, prigoane și crime împotriva legiunii. Veți primi fiecare însărcinări exacte. Din întunericul mormintelor atâtor martiri ai legiunii, răpuși de călăii, care l-a ucis și pe capitan. Să dezgropăm sfânta legea răzbunării. Thank you.
Da, vă rog. Bună seara. Vă rog legătura cu șeful. Urgent, domnișoară, urgent. Pe cine îl caută? Alo. Alo. Studentul. Studentul, atât. Așteptați. Domnule colonel, urgența situației m-a determinat să vă cer această întâlnire. Declanșarea semnalului unor acțiuni simultane poate surveni în orice moment. Da. Am de mult convingerea că Sima și ai lui n-or să-și găsească liniștea până nu vor pune mâna pe puterea deplină. De luni de zile fac liste negre, amenință, arestează. Au reușit ei să obțină până și modificarea regulamentului închisorilor. Numai ca să-și aibă adversare la un loc. Și unde? Asta, la Jilava. O închisoare păzită numai de armată. Mie la Jilava, domnule colonel, îmi miroase abator. Majoritatea celor aflați acolo sunt fără forme legale de arestare. Mai mult. În ciuda proceselor despre care legionarii țipă în gura mare că vor să le urgenteze, avocații și chiar rudele arestaților sunt împiedicați să aibă contacte cu aceștia. Sau le obțin în urma unor intervenții și derogări de-a dreptul anormale. Prefectul Zăvoianu, când îl cauți la Jilava, patronând pur și simplu această situație. Știu asta, mie, știu foarte bine. Vinovăția sau nevinovăția fiecăruia față de omorârea capitanului și a celorlalți, cât și a prigoanei legionarilor sub Carol al II-lea, va fi stabilită. Cu dovezi, cu martori. Există și comisia de anchetă. Dumneavoastră vă închipuiți că legiunea se va declara mulțumită cu concluziile oferite de comisie? Să fim serioși. Iertați-mă. Dar în timp ce acum, fosta sa majestate, Carol al II-lea, după ce a șters-o din țară cu o garnitură de tren plină ochi, cu ce a vrut și ce n-a vrut, și-o plimbă pe Lupeasca, bine mersi, prin Europa, numărul echipelor morții a ajuns la 91. Și domnul general Antonescu crede că aceste 91 de formațiuni de elită legionară, etaloane ale poftei de răzbunare, vor aștepta ori vor fi satisfăcute de concluziile acestei comisii care oricum le stă în gât de la înființare? Păcate, cu șeful legiunii în guvern, alături de general și amândoi în aceeași cămașe, cam greu. Singura soluție ar fi flagrantul delict. Tocmai pentru ca nimeni să nu le poată împiedica planul, toate echipele morți au fost puse în stare de alertă. Flagrantul delict de care vorbiți ar putea să însemne zeci de vieți omenești. O baie de sânge la scară națională. Ce-i cu ăștia, domnul, cu tine? Ce-or face acolo la ora asta? Îl fac pe dracu' ghem, Dumitri. De azi dimineața, sapă. Vor să dezgroape oasele lui, de zicea capitanul. Și ale lor l-ați de-l îngropat odată cu el. Când am intrat în post, dăduseră de o placă mare de beton. Eu am auzit că după ciorda de oase vor să le poarte pe străzi prin tot Bucureștiul. Pot cu cai mascați. Și pormă vor să le îngroape din nou, la ei, la casa lor verde. Da. Ce capitan fuse ăsta? De lângă groparea ta, manacii lângă pușcărie. Că pe la noi se vorbea, dar n-am auzit să fi fost militar. Așa i-au zis ei, că le era căpetenie. Nu că ar fi fost ceva prin armată. Nemții au zis lui Hitler, Führer, italienului Mussolini, duce. I-au zis și legendarii lui Codreanu, capitanul. Dacă nu pățea ce a pățit, răsturna de mult toată mașineria serii. Văd că până una alta unde a vrut să ajungă, tot au ajuns. Dacă până și domn general Antonescu a îmbrăcat cămașa lor, ce mai?
Se îmbracă fiecare cum îi place, măi, Pavele. Noi doi de ce l-am îmbrăcat-o? Sau Dumitru? Sau alții?
Alo. Da. Camarad Vioreanu. Da. Camarad Vioreanu. Camarad Vioreanu. În 5 minute să fii gata. Plecăm în misiune. Ținută civilă. Alo. Alo. Mihai, cine e? Bună dimineața, domnule Tomiță. Dar ce s-a întâmplat? Vreun necaz? Bună dimineața, profesor. Deși să fiu sincer, nu-i bună deloc. Vai de mine. Cum așa? Stai. Stai, șezi. Uite. Uite timbrele pentru băiatul dumitale. Îi promisesem că-i mai strâng. Sunt două chiar din Australia. Câteva din Argentina, câteva din America, în rest, e toată Europa în plic. Domn profesor. Sper că băiețelul e bine. După câte știu, e acasă, nu mai e la spital. Nu, mulțumesc, el e bine. Nu despre el e vorba. Altceva vreau să vă spun. Acum câteva ceasuri, nici nu se luminase bine de ziua. Ne-am pomenit acasă cu un cumnat de-al meu. E bărbatul sorii mei, vestimii, care face serviciu la postul de jandar din Azuga. Domn profesor, la București e jale mare. A venit într-un suflet să ne spună să avem grijă ce vorbim și cu cine vorbim. Azi noapte la Jilava legionar a făcut o lată rău. Toate posturile de jandar din țară au fost puse în alertă. Zice că au împușcat pe unii și prin alte părți. Încă nici nu se știe bine pe câți. Sunt porniți pe rele, domnule profesor. De-aia merit acum să vă spun. Ca să știți. Așadar, o noapte a cuțitelor lungi, plănuită perfect, după modelul camarazilor de la Berlin. Atâția oameni. Tată. O nație întreagă ajunsă la cheremul unor maniaci ai crimei. Tată, te rugăm cu toții. Trebuie să faci ceva. Să pleci, măcar pentru un timp. Așa cum spune și mama și atâta lume. Până se liniștesc lucrurile. Pentru că asta nu poate dura. Ar însemna să fug. Să dezertez. Vă rog să mă iertați. Da, la ziar nu mai scriți. La radio nu mai vorbiți și nici la studenți nu mai mergeți. Să nu vă supărați că vă spun. Dacă te uiți de afară la fereastra dumneavoastră, verdeaua flutură ca un steag alb. Parcă v-ați predat. Thank you.
Mergem la munte? Da. Nu trebuia să ne întoarcem? Mergem la Sinaia. Să luăm o gură de aer. De când aștept eu excursia asta? Dumneavoastră? Cine sunteți? Bună ziua, doamnă. Iertați-ne că am intrat așa. Dar ușa era deschisă. Da. Cred că fiica mea a lăsat-o așa. A ieșit la plimbare. Ce doriți? Suntem poliția legionară, doamne. Ne pare rău, dar suntem nevoiți să-l deranjăm pe domnul profesor. Nu vă poate primi. E bolnav. Bolnav? Trebuie să ne primească. Am venit să-l poftim la București pentru a da niște declarații într-o anchetă foarte importantă. Ce s-a întâmplat?
Unde pleci? Mă poftesc dumnealor până la București pentru o declarație. Ce declarație? Importantă. Mă întorc chiar în seara asta. Probabil. Dacă ne grăbim. Și nu poate da declarația aici, din moment ce tot v-ați deranjat? Nu e vorba de o simplă declarație, domnișoară. E vorba și de un interogatoriu în legătură cu procesul capitanului. Prezența domnului profesor este absolut obligatorie. Îl luați pe tata la București pentru o anchetă? Tată, cum le permiți? Alina, te rog. Poftiți, domnule profesor. Mergem. Mulțumesc. De obicei călătoresc stând în față. Un moment. Mi-am uitat pălăria. Mă întorc imediat. Te conduc, domnișoară. Imediat. Du-te și vezi ce vor. Domnule, cum îți permiți să te porți așa cu fata mea? Doamnă, vă rog să mă iertați, dar nu este nici timpul, nici momentul să vă explic prea multe. De îndată ce vom pleca, nu pierdeți nicio clipă, telefonați la București și cereți președinția Consiliului de Miniștri. Poftim? Cabinetul subsecretarului de stat de la interne, domnul colonel Rioșanu. Rețineți, doamnă, Rioșanu. Îi povestiți tot ce s-a întâmplat aici și tot ce vi s-a spus. Nu uitați să transmiteți cu exactitate ora plecării noastre spre București. Ce e asta, domnule Zăvoianu? Mi s-a raportat că de azi dimineață indivizi grupați în tot felul de echipe legionare bântuie prin capitală și își fac de cap. Violează domicilii, arestează foști demnitari și asta în numele poliției, al cărui prefect, dacă nu mă înșel, ai cinstea și onoarea să fii. Mi s-a raportat că profesorul Magiala a fost găsit împușcat în pădure la Snagov. Nu știu nimic, domnule colonel. Cum nu știi? Adineauri, am aflat că profesorul Iorga a fost și el ridicat de la Sinaia. Domnule subsecretar de stat. Domnule Zăvoianu, dacă acest scandal nu încetează, intru acum peste general în plină ședință de guvern și scot în stradă regimentul de gardă. Călare, domnule! Aveți legătura cu Ploieștiul. Pe domnul Horia Sima nu-l găsim deloc. Nu știe nimeni nimic de el. Oriunde am sunat, habar n-au. Ce ordonați? Căutați-l mai departe, cum ce ordon. Trebuie să dăm de el. Alo, Stănescule. Trăiți, domnule subsecretar de stat. În cel mai scurt timp dublez toate posturile din județ. Atenție mare în zonele localităților Sinaia, Predeal, Brașov, Câmpina, Ploiești. Mi s-a comunicat de la Sinaia că profesorul Iorga a fost ridicat de acasă. Toate echipajele mobile de care dispui să iasă pe traseu. Camarade Victor, îl iei cu dumneata pe Tomescu? Și pe camaradul Dacu, și vă duceți jos la primărie. Rămâneți acolo de veche. Vă faceți de lucru, să nu pare că stați acolo de Florina Mărului. Rioșană, nu e omul să stea cu mâinile în sân. Sunt sigur că aș fi dat drumul la haită. Orice echipaj însă, orice patrulă oprește mai întâi la primărie. Am înțeles. Îndată ce sosesc, îl trimiteți la mine pe camaradul Boieru. Iacobuță, să bage mașina la adăpost lângă mea și să rămână de pază pe afară.
Dobescule, ai grijă de șoferul meu. E la bucătărie, o ajută pe nevastă-mea. Dacă apare cineva, ne dați de veste imediat. Înțeles. În orice caz, îl trimiteți la plimbare. Înțeles. Executarea. Nastasio, noi avem treabă. Mă duc la primărie. Tu ciulește bine urechile dincolo. Poate e nevoie de ceva. La o nevoie îl trimis pe ăsta micul după mine. Ai grijă, nu ne calcăm fiecare zi pragul șeful legiunii. Să fi știu și noi mai din timp. Și unde mă pui să-ți-l trimit pe ăsta micul? Nu vezi în ce hal e? Rămâneți în mașină, domnul Iorga. N-a întrebat nimic. Nu s-a opus. N-a scos o vorbă tot drumul. Ca să fiu sincer, camarade Horia, chiar și în situația de față în care se află și de care e conștient, căci idiot nu e, omul ăsta continuă să ne sfideze, să ne ignore. Eu aș fi oprit mașina la primul colț de pădure și aș fi descărcat în ceafă tot încărcătorul. Simplu, camarade Boeru. Simplu. Prea simplu. În felul ăsta, suprimarea n-ar fi fost nici pe departe o revanșă, ci un fel de recompensă. De câți ani chinuie domnul Iorga? Cine ne-a combătut? Cine ne-a umilit? Cine ne-a decapitat legiunea reclamându-l parchetului pe Codreanu? Domnul profesor Iorga! Până când împreună cu alții nu ni l-a suit în cap, până și pe Carol n-a avut odihnă. O va avea? În curând? O va avea. Dar nu oricum. Trebuie să dea socoteală în fața întregii legiuni. Dovezi? Avem destule. Trebuie umilit. Îngenunchiat. Desfințat moralmente. Să afle toată suflarea. Restul... După mine, locul lui era tot la Jilava. Poate. Numai că arestarea lui ar fi strânit o vâlvă mult mai mare decât a tuturor celorlalți la un loc. S-ar fi putut să apară chiar riscul de a-i pierde din mână pe toți. Am hotărât pentru un timp întreruperea călătoriei dumneavoastră spre București. Din motive de protecție. Nu putem risca să vi se întâmple ceva. Am fost informat că pe șosele au început să circule tot felul de mașini cu indivizi necunoscuți. De asemenea și tot felul de patrule. Și știți cum e? Te mir ce soldat neinstruit se trezește să tragă pe neașteptate, fără somație. Parcă așa s-a spus că i s-ar fi întâmplat și capitanului, nu? Nu? Ei bine, noi însă nu vrem să avem remușcări. Interesant. Grija care mi-o purtați mă mișcă. Totuși, Voltaire spunea că oamenii n-au niciodată remușcări pentru lucruri care sunt în obișnuința lor de a le face. Sincer să fiu, prefer un proverb german.
Wegen der Spatzen muss man die Saat nicht aufgeben. Există și la francezi. Nu trebuie să renunți la semănat din cauza vrăbiilor. La ce lucrați, domnule Iorga, când, iertați-ne, a trebuit să vă deranjăm? Lucram. Corectam spalturi la o carte. O istorie universală începută mai demult. Și unde ați ajuns dumneavoastră cu istoria? Istoria ajunge întotdeauna singură acolo unde se cuvine să ajungă, domnule. Eu am ajuns în ce mă privește la Perș, la Darius și la amplele sale campanii militare. Expediții armate, în orice caz, mai puțin monstruoase decât cele ce se petrec azi. Din punct de vedere moral, în istorie monstruozitatea este absolut interpretabilă. Depinde de cine și la ce se referă cel care se referă. Nu poți califica neapărat o expediție militară ca un act istoric monstruos, fără a ține seama de cauze și de natura țelului final. O expediție armată prin care se încalcă frontiere, se anexează teritorii și se înrobesc popoare nu poate avea nimic interpretabil. Domnule, cauza și țelul final nu pot fi decât la fel de monstruoase ca însuși actul de agresiune declanșat. Iar în istorie sunt importante două lucruri. Să o înțelegi ca dezvoltare și să-i judeci, să-i iubești sau să-i condamni sufletește pe cei care au jucat într-adevăr un rol în istorie. Să-i tratezi ca pe niște oameni vii. Dacă înțeleg bine, dumneata te socotești de pe acum. Încă din viață. Un personaj istoric. Asta nu o decid eu. O va stabili instanța supremă. Posteritatea. Așa ați gândit și când a fost suprimat capitanul? Pentru a-ți putea trăi viața ce ți-a fost dăruită, ești dator să o meriți. În fiecare clipă. Prin faptele tale. Trădându-și neamul, Codreanu și-a trădat viața. Și-a plătit. Perfect. Numai că acum a venit și ziua altora să plătească. Ziua scadenței. Ceea ce intrigă la dumneata, dintotdeauna, domnule Iorga, este inflexibilitatea raționamentelor, a judecăților. Nu înțeleg! Nu înțeleg cum se împacă în cazul dumitale intransigența cu inteligența. Să presupunem că pentru dumneata istoria n-ar mai avea secrete, că ar fi ca o carte deschisă, admițând așadar că-i poți prezice, ca la jocul de șah, și mutările ulterioare. Cum se face că te afli acum? Aici, în situația de față. N-aș ști să înțeleagă prezentul, dar aminte să prevadă viitorul. Un om
care s-a ocupat toată viața cu istoria, să nu înțeleagă mecanismul, sau cel puțin să-i descifreze sensul ei actual. Dumneata, ești o victimă a istoriei, domnule Iorga. Mă urmăriți? Eu nu sunt ghicitor, domnule. Nu sunt Mafalda. Sunt un salahor al istoriei. Și apoi, după apariția nebunilor furioși și a maniacilor brutalității în fruntea statelor, nimeni nu mai poate calcula nimic. Puteți să vă calculați sentința, totuși. Nu vă puteți plânge că nu v-am prevenit. De câte ori ne-ați dat ocazia, v-am tot scris. Din păcate, prea multă cerneală, irosită de pomană. Așa că iată-ne în sfârșit la capătul unui drum atât de lung. Drumul lung începe de acolo de unde ai obosit, stimabile. Când fiecare nu se mai poate sprijini decât pe ce are în el însuși. Unul pe forță, altul pe spirit, iar spiritul e veșnic. Pe când forța e un lucru trecător, care depinde de întâmplare sau uneori de un dram de noroc. Numai că norocul ăsta ține și el cât ține. Pentru că spiritul amorțit ori anesteziat de forța al unei nații se poate trezi exact când nu te aștepți. Până una alta, domnule Iorga, după ce ani de zile a instigat opinia publică, guvernul și chiar palatul, cu o ură deslănțuită împotriva legiunii, scuipând împotriva noastră epitete ca asasini, trădători, cămăși jegoase, spioni vânduți celui de-al treilea Reich, brute, analfabeți, etc. Până una alta, norocul dumitale s-a cam isprăvit. N-ar fi trebuit să uiți că va începe într-o zi și seria sancțiunilor. Iar lista n-a fost încă epuizată. Capitanul a spus-o limpede în cameră. Era în guvern. Prim-ministru. Cum a spus capitanul Viorene? Capitanul a spus: victoria va fi a doua zi după ce pământul va fi udat cu sânge. Pământul nu are nevoie de sânge, domnule. Are nevoie de apă, de lumină, de căldură, de sămânță bună și de muncă. Amenințările? Mie nu-mi spun nimic. De aceea nu merită răspuns. Nici lui Codreanu nu-i adresam în ședințele camerei vreun cuvânt când își lansa amenințările, insinuările și invectivele. Odată i-am răspuns totuși, poftindu-i afară din sală pe emisarii lui de împăcăciune. Eu nu pot avea nimic comun cu cel care declara că la numai 48 de ore după biruința legionară, România va avea o alianță cu Berlinul lui Hitler și Roma lui Mussolini. Termenul n-a fost respectat. Pentru că s-au mai găsit unii și alții care să ne bage bețe în roate, dar făgăduiala capitanului a fost împlinită. Acum 3 zile, România a semnat aderarea la pactul tripartit. Suntem definitiv înscriși pe axa Berlin, Roma, Tokyo. România n-a semnat nimic, domnule Sima. Au semnat cei ce manipulează un adevăr cât oul de guguștiuc. Au făcut-o numele lor, nu al țării. De aceea vor purta pe frunte semnul lui Cain. Și dacă domnul Adolf Hitler își închipuie că în felul acesta va ajunge să dea ordine și pe la noi, cât va fi asta de definitiv, mai rămâne de văzut. Aversiunea dumitale față de cancelar ține de primitivismul unei judecăți și simțiri. De o viziune, să-i zicem, patriarhală, ca să rămânem în limitele eufemismelor. Führerul schimbă fața Europei, domnule profesor, și în curând va schimba destinele lumii întregi. Ăsta e adevărul. Asta e realitatea. Adevărul e cu totul altul, domnule. Scuză-mă, nu ți-am reținut numele. Tucan. Ion Tucan. Adevărul e ca apa rece
de care numai dinții bolnav dor. Datorită toanelor Führerului, acest om fără trecut și fără viitor, idolul dumneavoastră, proslăvit în imnuri militare și ode, am fost silit să cedăm parte din trupul Ardealului, doar ca Berlinul să fie mai aproape de petrolul din Valea Prahovei. Rătăciri, domnule Iorga! Rătăciri prin labirinturile propriilor păreri! Astăzi, când Franța, Olanda și Belgia și Norvegia și Luxemburgul au fost deja îngenunchiate, când invincibila armada a Führerului face să se cutremure sub bombele Luftwaffei întregul Imperiu Britanic, ar trebui să vă punem pe toți cei care ne-ați lovit să construiți o autostradă de la București la Berlin! La urma urmei, nu este vorba nici de mine, nici de dumneata, ci de destinul acestei țări. Mărunte, domnule, care nu poate decât să profite astăzi de colaborarea și prețuirea unei țări mari și victorioase. Înghițită fiind în spațiul ei vital, cum ar spune generalul Haushofer. Nu-i așa, domnule student? Colaborarea asta cu care ați încercat să împuiați capul nației a îngăduit să ni se fure în formele cele mai imparțial diplomatice, vezi, doamne, prin dictatul de la Viena, 43.492 de kilometri pătrați de pământ și peste 2.500.000 de români. Lăsați acum în seama singurei lor virtuți, credința în reîntregire. Vă închipuiți că această anomalie istorică va dura? Las-o baltă, domnule Iorga! Ne-ai servit destule lecții. De când vă știm, îi tot dați cu asta se poate, asta nu se poate, asta va dura, asta nu va dura. Ne-am săturat să ne tot lăsăm alfabetizați. Azi noi conducem țara și voința noastră este voința țării. Asta o spui dumneata? Mai trist e cu o și crezi. O țară sunt oamenii dintrânsa, a căror voință trebuie cercetată și respectată, dacă ai curajul să o afli și să o respecti. Gata, domnule Iorga! Gata! Ai școlit destul destinul neamului. Pe noi modificările de frontiere nu ne înspăimântă. Faptul că ne bucurăm astăzi de simpatia și prețuirea Führerului înseamnă mai mult decât tot trecutul istoric pentru care te-ai ostenit până acum. Degeaba! În numele cui susții dumneata, domnule, că România trebuie să devină o colonie germană? Că acest popor să ajungă sclavul unor sălbăticiți mai răi decât sălbaticii? Ei, lasă că noi fi dumneata singurul preocupat de interesele acestui neam. Istoria va demonstra, ca să mă exprim în limbajul dumitale profetic, cine i-a servit mai bine aceste interese. Servirea intereselor nației n-are nimic din ceea ce în dialectul lașității se cheamă instinct de conservare personală. Istoria își bate întotdeauna joc de cei ce n-o cunosc, repetându-se. Ca și de cei ce o folosesc după bunul lor plac, încercând să-i răstălmăcească înțelesurile pentru interese mărunte trecătoare. Vă convine, nu vă convine? Va trebui să vă împăcați cu soarta. Împăcarea cu soarta nu e o dezlegare, ci din contră o legare, o trădare. Vă obsedează ideea trădării. De fapt, aveți ce aveți cu nemții. Desigur, un complex generat de admirația dumneavoastră exagerată pentru francezi, supuși astăzi superiorității celui de-al treilea Reich. V-am urmărit articolele. Acest complex s-a manifestat foarte clar în ultimele 6-7 luni. Victoria Führerului asupra Franței a devenit încă din iunie un act istoric de netăgăduit. Ați continuat totuși să publicați în gazeta dumneavoastră, alături de acuzații aduse faptelor de arme ale soldatului german, fotografii ale Parisului cu tricolorul francez în vârf. Mă mir că nu ne-a cerut să ieșim cu toți în stradă la 14 iulie să cântăm Marseieza. Eu n-am nimic cu nemții, domnule. Dumneata repeți o acuzație ce mi s-a mai adus de către contele Kniphausen. Da, în Deutsche Allgemeine Zeitung, care mă califica drept un înflăcărat patriot francez.
Ca și dumneata, onorabilul conte omitea însă cu bună știință că am studiat și la Berlin și la Leipzig, că am fost elevul preferat al lui Lamprecht, că am scris în limba germană 2 volume din istoria Imperiului Otoman, că am colaborat la istoria universală a lui Helmholtz, ba chiar și la istoria pentru armata și flota germană. Nu cele de azi. De asemenea, la Marea Enciclopedie Germană și încă un amănunt. Doctoratul în filozofie mi l-am luat la Leipzig. Ce să am eu cu poporul german? Cu Bach, cu Beethoven, cu Goethe. Atunci, domnule Iorga, nu văd de ce nu ești acum alături de poporul german. Mă rog, dumneata nu vrei să fii și alături de noi, deși nici noi n-avem nimic cu străvechea cultură germană. În limba căreia v-ați mai putea scrie și alte cărți. Vorbiți de cultura germană și ea arde acum pe ruguri, în piețe publice. Până la urmă asta veți face și cu cultura română. Orice revoluție înseamnă o operă de purificare, domnule Iorga. Nu e cazul să vă spunem noi. Revoluția noastră însă va însemna... Exterminare, domnule. Exterminare. Mă uit la domniile voastre și mă întreb, de unde ați apărut? Ce sămânță străină de acest pământ v-a putut da chip, impuls și cuvânt? Acest neam n-a avut niciodată... Destul! Gata! Noi credem atât de profund în planurile Führerului, care vor schimba din temelii ordinea lumii, încât... Încât... Așa cum a spus-o și capitanul, poate să se prăbușească neamul întreg deodată cu axa, dacă, Doamne ferește, s-ar produce înfrângerea acesteia! Asemenea cuvinte sunt o blasfemie. Nimeni n-are voie să le rostească, indiferent de credință ori convingeri politice. Văd că pentru dumneata, actualitatea continuă să rămână o mare necunoscută. De aceea, probabil, te încăpățânesc cu atâta înverșunare să rămâi un dușman al nostru. Și al momentului istoric actual. Nu-i de mirare că actualitatea te-a exclus din toate funcțiile. De la catedră, de la ziar, de peste tot. Prea te-ai băgat în toate, domnule. Și în politică, și în cultură, și în istorie... Și în educație. În existența noastră rămâi să amintirea unei catastrofe. Degeaba am tot încercat să-ți oferim libertatea de a recunoaște singur justețea cauzei noastre. Am crezut ca niște naivi că putem ajunge cu dumneata măcar acum la o reconciliere. E timpul să mai lăsați în pace biata noastră țară, ca să vă putem lăsa și noi dreptul la odihnă. Și la o lungă, lungă penitență. A apărut o mașină militară cu 3 soldați și un subofițer. Deocamdată i-am trimis la plimbare. Camaradul Ionăchescu a rămas la primărie. Cine știe, poate se întorc. Plecăm pe rând. Un moment, camarazi. Din această clipă execut ordinele superiorului meu direct, colonel Rioșanu. Domnule agent, te afli în fața comandantului legiunii. Superior ca demnitar șefului dumitale în ierarhia statului. Te somesc să lași imediat arma și să te predai camarazilor. Din conștiința dumitale o voi deferi instanței legionare.
După ce îl oblojește nevastă, Satomescu să se ducă din nou la primărie. Să telefoneze imediat la București și să le spună băieților să dea o raide pe acasă pe la nenorocitul ăsta de copoi de-a lui Ioșanu. Să verifice. Să facă curățenie. Voi plecați așa, cam pe la miezul nopții. Și dacă ogarilor Ioșanu nu se potolesc? Dă-mi dracu nas în nas cu ei și mi-l fură pe domn profesor înainte să ajung cu el la București. Simplu. Ai mână liberă, camarade Boieru. Trageți pe dreapta și... Certificat medico-legal. Procedând conform dispozițiilor date de domnul prim-procuror al tribunalului Ilfov, am constatat următoarele. Moartea victimei a fost violentă. Cadavrul prezintă 3 plăgi orificiale de 7 mm provocate prin armă de foc. În regiunea pectorală dreaptă deasupra mamelei, un orificiu provocat prin armă de foc la nivelul unghiului intern al ochiului stâng și un alt orificiu în regiunea mijlocie a obrazului stâng. Traiectul proiectilelor a fost antero-posterior. Unele penetrând în direcție stânga-dreapta, altele provenind din direcție opusă, de la o distanță relativ mică. În dimineața zilei de 28 noiembrie 1940, mergând cu bicicleta spre post, l-am întâlnit pe gardianul Zamfir, care venea spre chestura poliției Ploiești, și care mi-a spus că în raza postului nostru se află un cadavru cu barbă. Am plecat imediat la fața locului și pe șoseaua Ploiești-Strejnic, la circa un kilometru de comuna Strejnic, pe partea dreaptă a drumului, la o distanță de 20-30 de metri în iarbă, am văzut cadavrul necunoscutului cu barbă, un bărbat masiv în etate de 68-70 de ani, căzut pe spate, cu mâna dreaptă puțin depărtată de corp și degetele împreunate ca pentru semnul crucii. Din faptul că pe cadavru se afla brumă, personal cred că victima a fost ucisă înainte de miezul nopții. Thank you.